Așa cum știe bine și Liviu Alexa, care în acest moment este în legătură directă cu noi din Cluj, Ghin, da, salut. Cluj. salut Liviu, ce faci? Uite, mi-am făcut un setup nou văd, văd. Așa aș făcea pe vremuri Areș Bogdan, când dădea de emisiuni, făcea tot felul de pași, te de, ducea în biblioteca Marea lui din Vila somtoasă din Pipera, și înconjurat de Nokia, fac mișto Noica, etc. Zi, ne dădea de tot felul de sfaturi, de îndemnuri la revoltă împotriva Ciumei Roșii. Astăzi, din același birou, o să ne îndemne să votăm cu Ciuma Roșie. Bravo! Cu Ciuma Roșie, dar fac o dezvăluire. A, îl am ca martor pe, uh, mă rog, să zicem, vecinul tău din Cluj, stați la ceva depărtare, cred că în linie dreaptă vreo 2 km, Tavi Vandră. Uh, când venea rareș cu aberațiile astea, el îndemna lumea să citească. Și eu tot îi spuneam, zic, mă, mai stai cu minte, nu mai face chestia asta, că dacă te iau unii la bani mărunți, o să vadă că ești prefacetar. Adică el citea prefața, eventual epilogul, că nu citea. Nu citea. Adică eu știu că nu citea. Și Tavi se uita la el și îi spunea, ai grijă, care dreptate, Cosmin, că tu nu citești, nu mă ne păcălești. Și atunci l-am poreclit prefațetarul. Asta Când îl chemam, îi ziceam prefațetarul, le vină cu coace. Da. Apoi, Liviu, uh, de-abia aștept să discutăm despre Cristoiu diferența pentru că, că Diferența e că noi citim, chiar citim. Tu, da, tu spre deosebire de noi, citești și noaptea. Deci, Liviu, câteodată, citește câte o carte într-o noapte, sigur că a doua zi e mai șchiop puțin, că asta e dacă nu doar noaptea, a doua zi mai șchiopătezi, dar mai face câte o, mai face, mai face o saună și, -și vine cum a făcut și azi dimineață. De-abia aștept să discutăm despre Cristoiu, pentru că l-ai monitorizat de toată ziua Însă vreau să încep neapărat să ne explici care se constituie de fapt într-o victorie morală Dar aș vrea să ne dai detaliile despre testul detectorului de minciuni aplicat asupra celor poști minori, actual majori, abuzați de către patronul de la Antold justiția nu a ținut cu noi, cu tine, cu noi, că nu este solidar și am recunoscut ancheta ta fără absolut nicio problemă, dar detectorul de minciuni a venit și ți-a dat dreptate. Aș vrea pe scurt să ne dai câteva mănunte pentru că e foarte important. Eu în continuare cred că acesta este scandalul anului, să vedem cum va evolua. Justiția nu trebuie să țină cu noi, cu mine, cu Cosmin Gușă. Justiția trebuie să țină cu legea, Asta cred eu. Această clasare care a venit în dosarul Antol este șocantă, este nedreaptă, zic eu, pentru numai și din prisma faptului că cu o celeritate nebănuită a fost, a fost înjunghiată acest dosar în sub 30 de zile. Am și spus că nu sunt foarte multe dosare, 99% din dosarele care încep la parchetele din România îmbătrânesc, fac riduri și se umplu de praf. Pe cale de consecință am fost nevoit, tu spui, pentru a căuta o victorie morală, eu spun pentru a demonstra că noi, ăștia din clubul de presă, și clubul de gândire, și clubul român de presă, ne facem datoria, în ciuda încercărilor unor coldiști de a ne, de a ne închide gura am fost nevoit să fac acest test poligraf și pentru liniștea mea, spun, dar și pentru a arăta publicului cum arată această justiție. Interesant la povestea asta că în plus n-am reușit să fac testul poligraf pentru că dintr-o dată la în ultima secundă experții consultați și care erau puteau fi contractați au renunțat subit, așa întâmplător, la a ne ajuta. Am găsit o doamnă expert criminalist, atestat independent, etc., în Târgu Mureș. Și ce să vezi, rezultatele au fost pozitive. La întrebările pe care le-am pus, acolo victimele, victima Ștefan, poate lumea este familiară cu toată, toate numele astea și scandalul, sigur este, a răspuns corect. Deci, asta ne arată nou că procurorul Robert Silaghi de la parchetul de pe lângă judecătoria N-a avut nici măcar un interes profesional minimal de a afla adevărul, de a se... el spune și în clasare, în mod șocant că admite că s-a întâmplat un act sexual cu minor, dar ce să vezi, legea nu prea prevedea la acea vreme, bla 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 bla. Totuși, pentru conformitate și tot pentru a fi riguroși, noi trebuie să spunem că procurorul a ignorat și faptul că în acea seară era și un minor de 15 ani și măcar din acest punct de vedere trebuia să fi deschis un dosar pe numele lui Buta pentru corupere de minori, pentru că propunerea de a face sex și s-a adresat și lui. Bă, da, ce să vezi cu dragi români, dragi ascultători ai Guldufeni, bă, dacă nu se dorește justiție, nu se face, că nu are sens. Uitați. Tudor Pascu a recunoscut, legea prevede nu știu ce în jumătățiri. Bă, te, totul va fi bine și pentru ăla. Băiatul Lugine Orgulescu, mai că nu stă acolo să grimțuiască ușa de la frontiera României să vină căsică, că stă de prea mult timp acolo la, în Italia și e dor de niște ferariuri, de niște droguri, de niște băuturi, de niște gagici. Una peste alta, ce vreau să spun este că acest poligraf dovedește că ne-am făcut datoria corect ca jurnaliști. Că adevărul nu contează pentru justiție atunci când este vorba despre potentați. Atât. Și mai, mai ales că noi până acum eram obișnuiți ca cei uh, bine, să zicem, relaționați și cu fapte mari de corupție să scape. Din lista ta uh, poate să fie și cumnatul Lugioană, dar e pe partea de corupție care a fost descoperită cu două luni în Turcia, e condamnat în România, nu l-a nimeni că e cumnatul lui Joana, însă tu ne spui, domne, mai ales pe aceste spețe legate de defectarea societății, de moravuri ușoare, de pidoznicie, de drogangeală Aici nu se face nimic, aici pare că toți sunt protejați E un soi de omerta între autoritățile statului atunci când e vorba să ancheteze niște treburi care ne afectează pe toți, pe global, nu numai buzunarul când se dorește la Cluj, n ca să se facă treabă, adică să se distrugă destine, să se salveze oameni grei, deci totul se poate. Am dat săptămâna asta un caz foarte ciudat și relevant în strict secret. Șeful poliției, fostul șef, al poliției Mircea Rusu, a, fost achitat prin clasare de către DNA prin semnătura lui Voineac. Atât doar că acum un an jumate, în mod abuziv, o procurară de la Cluj, de la DNA, acum pensionată, a decis că se face vinovat de abuz în serviciu un rahat pentru funcția respectivă chiar un rahat inclusiv acuzația și după cum am avut neplăcerea să constatăm și rechizitoriu pentru că acest Mircea Rusu la acel moment nu era cu minte, nu vrea să dispară din fost ca să-și pună bodă și despes cu un alt protejat, ăsta nu e protejat politic domnul Mircea Rusu a fost reținut bă, când am mai auzit noi în 33 de ani ca un șef comandant activ de poliție să fie reținut o noapte, băgat la arest, da? nici măcar județul Cluj, umilit și dus la Bistrița, apoi primind control judiciar pentru un rahat de dosar de angajare la Dej, la Poliția deci. Da, i-au distrus familia, i-au distrus imaginea, i-au distrus postul, i-au distrus activitatea, i-au distrus totul tot tot, 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 Și acum vine Voineac și ai domnule, se clasează acum asta, este, du-te dracului, dă în judecat, o să câștigi pe la ce 4.000 de lei, 6.000 de lei pentru noaptea de arestare, în rest Dumnezeu să-ți ajute, Na, ne cerem scuze, mai vine Voineac la Tapalaga, mai dă salasori în Sorina Matei, mai ne dă un pic de flavor despre cum e anticorupție și cum vrea să facă și să dreagă și gata, Cosmin. Hai să terminăm. Băi, hai să terminăm cu prostiile astea. Numai că și dacă rămânem ultimii oameni de pe planetă, nu o să încetăm să vorbim și să scriem și să-l arătăm românilor. Nu da. știu dacă adevărul. O altă perspectivă. O altă perspectivă documentată, pentru că mulți pricep că da, le merge prost în viață, și din cauza acestui gen de întâmplări, care prima dată nu îi afectează direct, dar în timp îi afectează. Da, regim de teroare acolo în Cluj. Avea dreptate să aici, aici este un alt cod penal și un alt cod civil și un alt cod comercial. În România este o altă zi, un alt, un alt cod penal, dar în Cluj este unul localizat. M-a întrebat de domnul Cristoiu seară eu, tu știi prea bine. În relația cu tine de prietenie și profesională sunt cam perverse. Te las pe tine să te uiți la televizor la tot felul de analize, dar seara am furat-o eu, adică ieri toată ziua am furat-o. M-am mai intrigat, îți spun sincer, inițial am început pe la 11 sau când a început conferința de presă, că eu, sincer, vreau să mă uit doar la mocuța Gabi Bifirea. Și am avut dreptate să pariez că a făcut fățuți și mucuțe. Ce a fost ieri a fost. Cum să zic, cu adevărat campionatul mondial al umilinței față de lunea aia, când -a, acum vreo trei săptămâni, când i-a convocat Iohannis uh, la Cotroceni și după aia a forțat să facă conferință de presă. A fost genial! Găbița, toată plânsă, ultra machiată, cu tot timpul, în toată declarație, avea o perdeluță uleioasă de lăcrimuțe în gură, cam vreo zece de pe acolo de la uh, zi tovarășul Stănescu, mai zi, ăsta de la SGG, Neac, și toată lumea avea un broscoi mare în gură. Bine, nu se vedea la televizor, dar eu l-am simțit, tu l-ai simțit, era un broscoi mare, îl mai mestecau, îl mai înghițeau, îl mai regurgitau, iar venea văzând ce fac președinții celor mai tari partide din România, care joacă hora țărăniei nesimțirii politice, aducând un nei ca nimeni pe domnul ăsta Cătălin Cârstoiu, pe post de candidat la primăria Capitalei, fără notorietate, cu o declarație de avere dubașă, cu o incompatibilitate uh, îmbrăcată serios acolo, cu un tupeu total diferit. Nu vreau să vorbesc numai eu, dar ți ne vorbi de vreo săptămână. Nu, 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 te, te rog să ne faci descrierea până, pentru că după aia o să am niște întrebări, pentru că asta tupeu, e samură. Cu un tupeu vorbeam noi doi, de total diferit față de aroganța lui Sorin Oprescu. Bă, când venea Sorin Oprescu pe la televizor, bă, mă, frată, deci ne de sus, ăla era greu de deci mai băga o glumă, boier de București. Ăsta este așa un, un, soi de domnul Cristeu, un trichi de urgență, e acolo, bă, cu o siguranță foarte interesantă pe el, pe el, omul care spune totul și nu spune nimic, este clar că el este pastă, pastă cu carne, n-are ce să ne povestească despre proiecte. Dar lucrurile au degenerat, Cosmine. Pentru că în timpul conferinței de presă s-au întâmplat niște chestii absolut șocante și mă refer după aceea la declarațiile de după conferința și din timp când domnul Ciolacu scoate din buzunar un soi de îngânfare din aia urât-mirositoare și începe să jignească pe piedonă, făcându-l primar de sector, nei ca nimeni, susținând că la primăria Bucureștilor nu e nevoie de un om cu roaba, ci de un om cu proiecte. A, ah, am înțeles. Am înțeles. Chestia asta o face PSD la fiecare ciclu electoral. A făcut-o Ponta, a făcut-o Joana, a făcut-o Dragnea, inclusiv Dăncilă, poate, da puțin la un moment dat, avea mai mult bun simț Viorica și acum Ciolacu, de a se îngânfa, de a lua la mișto concurența politică, de a persifla, de a jigni, ca și cum i ar fi ceva Iisus Hristos ai politicii. Nici măcar nu e cazul. Uh. Să revenim puțin la cârtău, după aia mergem din nou la... Că și eu să sunt curios semnalul. de asist. Nu? Aud. nu? Uh... Hai să vedem ce se întâmplă. Eu te... Noi, noi te auzim bine, să știi. Uh, să ne scrie Iuliana Pitaru-Vlacicu dacă s-a întâmplat ceva. Uh... Se aude, noi te auzim, dacă nu, cred că se va mai cupla încă o dată Liviu Alexa. Uh... să. o fi blocat acolo la el. Uh, va fi foarte interesantă percepția lui Liviu Alexa despre asistență. A și zis ceva, el îi cunoaște personal pe toți liderii de acolo, inclusiv pe cei de la PNL, că uh, erau uh, și Rareș Bogdan cu Lucian Bode, care făceau un joc cu uh, telefoanele. Acum sper că ne auzi din nou. Da, da, eu, eu nu. Eu nu vă -au auzeam știu că mă auzează dumneavoastră, să sperăm da, că nu vom. Nu, arat. nimic. Hai să mă întreb ceva, n-am mai auzit întrebarea. Uh, nu, am făcut o mică recapitulare și acum vin cu întrebarea. Prima dată despre Cristoiu, și după aceea despre asistența, asistența PSD pe care o cunosc și după aceea cu cuplul Pic și Poc, Aliazdara și Bogdan și Lucian Bode, care se tot jucau cu telefonul pe acolo. Și nu știau ce să facă, că și pe ăștia îi cunoști pe amândoi, că sunt ardeleni. Unul din Sălaj, altul din Alba, dar mă rog, trăitori în Cluj destul de mult. Sau e, absolvenți de, de doctorat fals tot pe la Cluj pe acolo. Vreau să te întreb, cârstoiul ăsta micuț așa și care jongla pe acolo pe, pe scenă, bă, de unde crezi că a venit reflexul ăsta... 1 să se glizească tot timpul și la fiecare minut să pună mâna pe interlocutori. A pus mâna pe Gabi Fira, a pus mâna pe Ciucă, a pus mâna pe Negoiță, a pus mâna încă pe Ciucă. S-a dus, n-a ajuns cu mâna până la Ciolacu. Deci el tot timpul trebuie să aibă un contact fizic, așa ca un gnom de asta micuț care captează bună bunăvoința și face niște jumbuș lucruri pe la televizor. Ce-ți ce spune asta? Mă, totuși e, profesor universitar, decan, șef de clinică, proprietar de nu știu ce, l-a arătat Liviu Mana nostru astăzi că este total incompatibil, a făcut o anchetă scurtă și l-a prezentat că e total incompatibil. Dar ce cu el? Adică, de ce s-a manifestat așa? L-au copleșit emoțiile sau care eu cred că, cred că asta este o explicație. Probabil că ascunde și un soi de nesiguranță combinată cu siguranță. Nu sunt idiot să folosesc termene ăștia deodată. Nesiguranța vine dintr-o supraexpunere. Nu e chiar ușor pentru fite cine venit de pe stradă sau din spital să aibă 400 de camere video și 90 de microfoane în față. Să fie luat dintr-o stare de necomunicare uh, publică într-un soi de junglă din asta în care ți se pun întrebări E clar că omul are de recuperat, sper să învețe. Mai țin minte și Viorica Dăncil avea problema asta enormă și se bătuia și scotea aberații pe gură, deși ea, în realitate, era decentă ca și exprimare. Uite, mă uitam aseară, al doilea, a doua chestie era, a părut deranjantă și nu vreau să-l iau la mișto, dar aseară, în continuu la antena 3, vreo 40 de minute, amestecat. Să menționăm, totuși, că e important detaliu a fost invitatul lui Radu Tudor după ce Piedone a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu. De la 8 la 9 da. a fost Piedone la, la discut Răzvan discut Dumitrescu și după asta a dus el la Radu Tudor. La, la emisiunea te Uita tu, eu nu m-am uitat. M-am uitat și la Piedone și la Cârstoiu. Da. Cristoiu tot timpul a avut între un pic de scuipinol, așa, un pic de salivă din aia de, de uh, șef de clinică care merge la aniversarea secretare. Bă, vezi, chestiile astea contează, spun. Uh, echipa lui de PR, nu i-o fi spus să hidrateze. Și aseară uh, am afișat niște rictusuri din astea, dar siguranța de unde-i provine, mă, Cosmine? Îți spune de unde-i provine. I s-a dat clar de înțeles că e liber, că e liber să. că nu va avea stupușuri, dosare, verdicte proaste de la ani, nu va avea surprize. O asemenea forță, o asemenea siguranță nu ți-o poate da decât domnul Iohannis cu domnul Pahonțu. Și aici trebuie să ne mai întrebăm o chestie. S-o de dereglat ceva în relația de pupincurism al lui Bogdan cu Iohannis? se simte rare și uh, Bogdan uh, scos da la o parte de la fundulețul prezidențial pe care îl pupa cu o sârdie, pentru că nu se explică felul în care, deși este alesul clar al lui Iohannis, Rareș Bogdan l-a atacat pe Cârstoiu la mod ordinar. Bine, și Cârstoiu a răspuns. Și asta e, trebuie să ne întrebăm și nuanța asta, uh, ce, ce ne poate da, ce ne poate duce ca analiză? Eu, eu am un răspuns ca să te completez, și după aia aș vrea să revenim la reacțiile da. și fețele PSD-știlor pe care îi cunoști foarte bine, să vedem ce ne spun aceste lucruri. Uh, Rareș Bogdan a fost împins uh, să facă un joc de dimineață prin care, uh, practic, uh, să se renunțe la Cârstoiu A fost o un gând al lui Iohannis să se renunțe la, Christo, la Cârstoiu, să se meargă tot pe Nicușor Dan ca soluție, ca în 2020, că doar Iohannis și PNL-ul l-au pus pe Nicușor Dan, ca să se liniștească apele în partid, să meargă Burduja să facă 7%, să meargă Gabi Fira să facă 20% și asta era viața, era o liniștire totală, forever, a Gabrielei Fira, pentru că în acea dimineață le era frică că Gabi Fira, când a anunțat el că nu-l cunoaște pe Cârstoiu, deși îl cunoaște, era de 20 de ani pe Cârstoiu, ți spun eu, că se ducea la el, la medic, cu familia lui. Asta că nu-l cunoaște eu niciuna. Să-i fie rușine atunci. Să-i fie rușine, da. Deci îl cunoaște de 20 de ani pe Cârstoiu, dar ei ziceau că e mult prea periculos Gabi Firea independentă, eroină, împotriva lui Iohannis și al lui Ciolacu, ca și candidat independent. Și în acea dimineață de la Altăieri au vrut să-i dea în brațe Gabrielei Fira. Ok, candidează tu la București, că noi facem majoritate și îl păstrăm pe Nicușor Dan Primar. Deci, și a fost, cum le zici tu la ăștia, paparici, papariciul de serviciu care a trebuit să execute o sarcină, uh, jignind porcine. El nu-i problemă. Jignește și Pătavi ca să-l pomenim Pătavi, că l-am vorbit mai devreme, dacă este necesar și dacă îi cere Iohannis. Iohannis a avut în acea dimineață, de frică, lui Gabriela Firea și a candidaturii acest gând să renunțe la Cârstoiu Și Rareș a venit să îndeplinească misiunea După aia, când Paul Stănescu a convins-o pe Gabriela Firea sub presiunea cătușelor I-a spus, Gabi, pe mine mă arestează dacă tu nu renunți la candidatura independentă Și nu Ciolacu, ci Paul Stănescu este cel care a convins-o de fapt pe Gabi Fira să renunțe la candidatura independentă De aici și lacrimile ei Asta e ca dovadă că el a apărut la declarații și și a asumat convingerea ei al altă seară, Așa este. Bun. Acum, discutând despre impactul politic pe care... Eu vreau să discut despre nuanțe. Mie îmi plac nuanțele și vreau să da, spun da. că împingerea lui Cârstoiu dă un semnal foarte prost în interiorul PNL și PSD. Mă refer la activul de partid. Mesajul lui Ciucă și Ciolacu este următorul fraierilor. Uitați meritocrația, uitați scara politică conform, căreia dacă munciți puteți urca. Nu e cazul, ne doare în curf, urinăm pe tot ce înseamnă Uh, chestia asta de meritocrație. Dacă vine securitatea, statul paralel sau Iohannis sau șantajul cu etajul, vom aduce orice candidat ca să ne fie nouă bine. Uh, este clar că Gabi Firea merita să, să fie candidatul PSD. Burduja nu merita să fie candidatul PSD, că el a fost impus. Ăla n-avea nicio aderență. să fie și la la rușine că am drăznit să sară mai multe etape decât îi permite clopul. Dar ăsta este un mesaj. Al doilea lucru pe care vreau să-l să, -l, să -l subliniez este lipsa de ouțe, atâta pot să spun la CNA, a lui Stănescu și a lui Gabi Firea și a lui Pandele. Pe păi ei doi îi fac mai vinovat decât, mai, mai vinovați decât pe Firea, pentru că Gabriela practic era expusă era cum ar veni vectorul, dar aștia doi mari bărbați de stat, șmecheroi și ooși n-au fost în stare patru ani să rezolve problema cu Ciolacu, nici măcar n au fost în stare să dea jos pe Ciolacu, deși s-au întâlnit de nenumărate ori în voluntari, pe ascuns, cu tot felul de, cu dân, cu inclusiv cu tot felul de politicieni, să încerce distrugerea lui, lui Ciolacu. Uite că Ciolacu le-a jucat Renghiu și cu armele lor și cu pădurea și cu nu contează. E, faptul că Gabi Firea a fost umilită este mai important decât orice în această discuție despre PSD. Ăștia doi mari bărbați de stat, Pandele, Soțiorul și Paul Stănescu, ar merita rușinică de la obraz. Gabi Firea de asemenea rușinică pentru că acceptă acest post de europarlamentar ca și șpagă pentru non-blat, pentru blatul dumnea ei și îl acceptă și voi pentru că ea vrea să scape de cel puțin 5 ani de posibilitatea ca niște procurori să se uite în trecutul ei recent de la primăria bucureștilor și probabil să-i dea uh, curent. Noi știm că la primăria Capitalei DNA deja uh, scanează pe niște dosare de corupție grave, mari, de, uh, niște retrocedări, niște chestii și că o să fie acolo niște probleme. Cu scutul ăsta de la Bruxelles, Găbiță... Firea se duce în cimitirul politicienilor expirați, și cred că este și printre ultimele dăți când vom mai auzi de ea la nivel înalt. Acolo, la Bruxelles, nu are ce să facă decât să încaseze cașcaval, are ea oricum destul. Bun, de la băieții ceilalți, așa, și vreau să discutăm despre fețe, iarăși. Băi, neac, șoar... Asta vreau să te provoc, pentru că îi cunoști, i-ai văzut, i-ai studiat. Eu, au interpretat ieri o piesă care și pentru public e penibilă, dar pentru noi, pentru cunoscători, nici nu pot să o încadrez, în care vreau să ne convingă că acest Cristoiu este o mare alegere a lor, este o invenție social-democrat-liberală, o, o struță, o cămilă foarte potrivită pentru electorat, noi știind că e candidatul lui Iohannis impus de către Pahonțu, și în plus, partea cealaltă, cealaltă fața lor, asta era fața de obediență, cealaltă față de cruzime. I-au supus la umilințe, păi, mai mici decât ei, pal de firea, pal de burduja, ia, vă prestați aici, ia, bă, ia veniți încoace să nu vă prindem, că nu lăudați candidatul, că dracuia vostru, solidaritate în partid. Băi, adică un film prost. Dacă ar mai avea chef regizorul Filantropica să facă o parte a doua datată, cred că ar avea mare succes și nu aș dona tot ce aș putea ca să îi se împlinească visul profesional. Băi, dar de fapt, despre ce discutăm, Cosmină? Că și statul paralel, și securitatea știe ce hram poartă Firea, Simonis, Neacșu, Stănescu. Doar ei genul ăsta de oameni folosesc, șantajabili, care în spate au puncte negre enorme, găuri negre în CV, da? În activitatea profesională. Că de unde crezi tu, mă, frate, că și ține pandele televiziune? De unde crezi tu că Gavi Firea, nu știu ce, Hai, mă, să fim serioși. Ăștia sunt putre de bogați de pe banul public și de pe coteriile pe care le-au făcut. Eu înțeleg că Rareș Bogdan era destul de avut cu duma lui eternă că socrul său este milionar. Bă, dar acum ce să bănesc? Din ce a făcut banii pentru vila aia din Pipera? Din ce se la realitatea, fără să declare, fără să spună, sau din alte nu știu, alte servicii de consultanță pe care le făcea lui Vanghelie și mai știu eu cui, că sunt și niște interceptări, chiar și în acest moment la Dicot. Bă, să nu ne uh, mai mintă! Să nu ne că, mai mintă! Ai dreptate, cred că curareș uh, se va distra presa pentru că va avea nevoie de un cal de bătaie. El a fost impus purtătorul de cuvânt al campaniei, și dacă Cristoi o să fie protejat cumva de, de Pahunțu și de Iohannis, Rareș nu cred că va beneficia, e și pe lista acolo, iar îl pune ăștia sus și aș vrea să ajungem și la fața lui. El stătea cu Bode și îl arătau ăștia în imagini cum să toți jucau cu telefoanele. Bode scria ceva în telefon, ăsta să uita, scria el, să uita Bode la el în telefon. Un joc de ăsta de copii să mă scuți, puțin retard așa, adică ce, ceva care nu cadrează cu... Ce, ce să facă și ei, Cosmina, că au primit ordine, ăștia, nu mai sunt oameni liberi de mult, cum spui tu, și-au pierdut libertatea de a acționa, de a gândi cum vor ei. Ce să facă? Ia doar când îi pune Iohannis să stea acolo și statul paralel și cine vrei tu să stea cu mine, să-ți vadă pe Toate camerele o căutau, ba pe Gavifira, ba pe Rares Bogdan, care practic, săracul, ce să mai zică Am spus, mie mi se pare că a fost deconectat de la fundulețul prezidențial Tu ai altă teorie și cred că ar trebui să te ascult Spuneai de, revenind la emisiunea cu Zvandu Dumitrescu și cu Radu Tudor Piedona a fost, e clar că Piedona plătește televiziuni Asta este, are bugete, probabil treaba lui, nu mă interesează Accesul ăsta... Peste tot în media nu l-ar fi putut avea fără bani Da, e campanie electorală, ce să mai zicem Prestația lui în fața lui Răzvan Dumitrescu a fost net superioară Din punctul meu de vedere, mă refer la comunicare, la uh, zi, uh, idei propuse, la răspunsuri, la acuzații și nu știu ce Bun, și Răzvan Dumitrescu nu este genul de jurnalist care să facă radu-tudorisme Adică că e plătită sau nu emisiunea, că e, nu știu, impusă sau nu. Răzvan Dumitrescu are coloană vertebrală și nu se... Nu se da, da. Uh, da? Dar în contrast cu emisiunea care a fost foarte interesantă, vine Radu Tudor. Băi, eu nu știu, extraordinar dragul de el. Băi, atâta se scuza. Să nu fie vreo întrebare mai duruță, mai criticuță, mai acruță. Să nu se supere cumva domnul Cârstoiu. L-a lăudat, l-a pomponit, l-a întrebat, așa e că cerul albastru, așa e domnul așa e că m-a. îl găsim și la Arafat, îl găsim și la Cârstoiu, îl găsim peste tot pe Radu Tudor, la Joană. Văd, dar unde nu-l găsim? Ce este ăsta da, el, el, Este o fi este fost abuzat în copilărie și și că o caută tatăl. Da, probabil că da, nu știu. Uh, dar cea mai mare umilință a pățit-o săracul Cristoiu, care l a fost trimis și el pe banii PSD-ului și PNL-ului, că ăia de la EP, când ne dau banii la ăștia, ăia uh, imediat îi cheltuie pe televiziuni. Să pățești umilința, să fii candidatul, vedeta al zilei și Antena 3, tot datorită cașcavalului să fie nevoită să pună vreo 5 minute cu declarațiile lui Firea, mi s-a părut senzațional. Deci, noi credeam, zice Radu Tudor, bă, hai să ascultăm și părerea lui Gabi Firea după conferință. Eu credeam că o să dea acolo un micro cue, o chestie de 40 de secunde, că zice bă, băi, au fost minute în șir de penibil, incredibil. Băi, dacă era în locul câștă, eu plecam. Bă, ce faceți aici? Vă ce că vă dăm și bani? Voi, Antena 3, mă și umiliți. și o puneți, mă, pe terminata asta politic de Gabi Firea, e mai importantă ca mine? Eu plecam, mă. Bă, și dacă pleca, creștea în ochii mei. Da, a stat acolo cu... Dar el a stat cu minte, nu? A, dar cum să nu stea cu minte? Pă de ce să nu stea cu minte? Că el e foarte sigur pe el. Uh, cum uh, vor privi te rog, te rog, te rog. Cum vor privi românii pe acest Cătălin Cârstoiu? Nu știu. Pe mine mă interesează cum îl vor primi bucureștenii. Iar bucureștenii, asta am spus, au un mare defect, sper să-și repare în 2024, sunt emoționabili rău de tot, apropo de ce zicea Cosmin Gușă în editorialul vis-a-vis -vis de Iohannis, bucureștenii sunt mai impresionabili ca restul țării, au picat, au picat pe spate de la vrăjelile și minciunile unui chel care venea cu campania Ardei pe Corupți, da? Mai ții minte? Au picat Dacă pe ardeiute. spate la lăcrimuțele lui Gabi Firea, au picat pe spate la dumele și fanfaronismele lui Sorin Oprescu, au picat pe spate de la ura projustificată de împotriva Gabrielei Firea, votând pentru acest tiriplici care este Nicușor Dan și care acum pe TikTok ne arată cât este el de competent. Bucureștii ne uitând că au stat patru ierni da? cu curul înfrigurat, fără să facă baia în apă caldă da? și fără să aibă căldură. Bă, dar chiar uitați-mă bucureștenilor așa de ușor așa ceva? Deci, uh, ca, o la, ca, o concluzie la, ca Cârstoiu, da. hai să comparăm cu Sorin Oprescu, pentru că carierele lor sunt vaste identice, sunt potentați. La Spitalul Municipal Universitar, amândoi, șef pe la. Deci, cam la fel. La fel de bogat, dar sigur o statură superioară a lui Sorin Oprescu. Zici că ar va fi o copie palidă a lui Sorin Oprescu din punct de vedere al prezenței în campanie, ca și candidat, cam cum îl vezi? Bă, ca să comparăm pe cu ceva. Sorin, pe, pe Sorin puteai construi, pentru că Sorin a avut o prezență constantă și înainte de campania electorală pe la televiziuni, și nu mă refer, mă refer, la, doar la interviuri profesionale, domnule Oprescu, ce ați mai operat recent. La Oprescu, îngânfatul boier al Bucureștiului, îi plăcea camera de televiziune, se băga în seamă, avea păreri. Dar dacă suntem totuși corecți, mandatul lui a fost unul penibil. În afară de podul ăla, nu mai știu care, podul, care pod a, a insistat el să inaugureze. În fine, nu mai știu care. Eu nu sunt bucureștean, deci îmi lipsesc date. Eu, parcă ori podul Granul, nu mai știu. În fine, nu putem să spunem că avem despre el ceva de spus notabil, dar a fost un personaj. Adică bucureștii au stagnat în, în, cu cârstă. Nu mi se pare că nici măcar Bogdan Popescu, marele strateg... Al PSD nu va avea ce să facă. Uh, și mai vreau să mai zic ceva. Eu personal m-am săturat de dobitocenia asta strategică a PSD. Că astea sunt ideile PSD și PNL, preluată și de alții, de aduce vă doctori. Doctor mă, care n-am nicio treabă cu administrația de a duce doctori în funcții politice, în funcții publice, unde îi ratează lamentabil. Au vrut să-l aducă pe Achimaș Cadariu de la București, să-l facă ministrul sănătății, s-a făcut la de o rușină mondială, da? A fost ministrul sănătății, a luat-o în gură de peste tot, astăzi este un deputat penibil. Bă, l-au băgat pe opresc, am înțeles, acum am pe Cârstoi, Bă, dar lăsați-ne, cu doctorii, n-am nicio treabă, dar Serios? Tu, tu știi da, care a, a fost spus legenda spus. după ce, apropo de doctori și amândoi avem prieteni Tot doctori Tot respectul pentru medici, nu mă o secundă. Da, 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 asta, asta spun, dar... Dar știți-vă lucrurile politica nu este doctorială. Iar în București, după ce Oprescu a avut niște mandate dezastruoase ca primar, dar l-au condamnat, l-au și prins cu șpagă luată, bucureștenii au zis la unison, domne, dar... Ce ne-am așteptat noi dacă se duce la primărie un doctor? Să ia pagă. Ce să facă doctorul? Ia pagă, înțelegi? Deci asta este ideea în care se merge apropo de doctori. Bun. Hai să venim într-o... Ate, da. zi, zi, zi. Eu face, eu mâine aș face domnului uh, Christoiu, un test poligraf. Dacă a luat vreodată își pagă sau nu, Atât. Și eu aș închide masa. Vreau să știu cum a ajuns la averea aia extraordinară. Adică nu cred, eu nu cred că a luat un spagă. test poligraf dacă ar accepta testul poligraf. că copiii tăi nu au acceptat testul poligraf. Nu, nu acceptă, dar eu Bine, să nu-mi zic că. Deci, nu testul suprem trebuie. este. Doamne, dacă acceptă ăsta un test poligraf, dacă a luat mea pentru poligraf nu ar fi. Ați luat vreodată șpagă, gen găini și curci. Ați zice, domnul, ați luat vreodată șpagă 5.000 de euro. O sumă mai mare de 5.000 de euro. Gata să vedem cum iese la poligraf. Ce să... Asta ar fi curiozitatea mea, pe cuvânt. Da. Să trecem puțin la culise, pentru că uh, ce ai zis acum câteva zile s-a confirmat, au publicat știri pe surse, gând, o chestie aproape incredibilă. Adică scuză-mă, e... să mai spunem, iartă-mă, că emisiunea asta trebuie să fie, a să aibă un singur titlu. V-am spus eu cu gușă. Da. v-am spus, românilor, goldefiniștilor, v-am spus că domnul Cârstoiu, acum o lună v-am spus, o să fie candidatul uh, alianței la primărie. Mi-au scris liberal, că nici vorba va fi v-am spus, eu cu gușă. A doua chestie urmează. Vrei să vorbim despre Dumitrescu, da. cred că. Despre Iulian Dumitrescu, nu. Da, unde, to unde tot aici s-a vorbit, tu ai scris. Uh, dumne... Oamenii care încă nu s-au vaccinat, săracii nu, anticovid, nu s-au vaccinat așa, la modul figurat, uh, au avut reacție acum câteva zile, dar reacție de asta destul de dură, de necrezut. Hai, domnule, las-o și pe asta. Zice Alexa că va candida Iulian Dumitrescu din partea pe Cum să candideze, domnule, că la ai hoț, era să-l aresteze, l-au pus. Dumnezeu, nu numai că va candida, că s-a confirmat ce există, și acum venim la subterane, dar am văzut pe două televiziuni, pe realitatea și pe B1, Crolluri, înaintea intrării în emisie, că forțează să candideze din partea Alianței PSD-PNL la Prahova. Fii atent! Mi se, mi se pare normal. Mi se pare da. corect. Vreau să reamintesc că ascultătorilor Gold FM și telespectatorilor Ensien că va fi difuzat și pe Apropo, dacă vreți oricum să țineți minte seara de seară, dacă ați pierdut emisiunea Gold FM, vă uitați pe de la 8 seara și le vedeți zi de zi. Deci noi am spus așa că doar și Iulian Dumitrescu, cu un tupeu incredibil, a anunțat acum două săptămâni în local, chemându-i pe primarii apropiați din Prahova, că va candida. Unul, doi dintre ei au avut curajul să întrebe, Nea Iuliane, înțeleg, dar tu ești cu DNA-ul la cur. Cum să candidezi? Adică Bă, și zice eu, numai că voi candida, voi avea și susținere, mai ales de la voi, dar și de la București, că dacă îmi cazi gura, de la Iohannis în jos, îi bag pe toți în groapă. Cam documente despre ei, a spus documente, da? Bun. Am, eu am notat chestia asta, am spus într-un strict secret acum, într-un într newsletter acum vreo 5-6 zile. Uite că s-a da. întâmplat astăzi, organizația pe Prahova a anunțat că îl susține. Bă, dacă organizația PNL prao a susține și n-am avut niciun comentariu de la Ciucă, înseamnă că îl susține și Ciucă. Și atunci, pe cale de consecință, de ce te-ar să zică și ce da cu bine, mă, faceți ce vreți. Dar noi hai să discutăm despre altceva. Bă, românilor, dumneavoastră vă dați seama că băiatul ăsta cu probleme penale cât casa, care n-a fost arestat pentru că este rezident Serei, vrea să meargă în continuare să vă ceară votul și cred că voi o să aveți și de gând să votați? Nu vreți să vă opriți din a fi românilor? Prahovenilor? Hai să mergem mai departe cu subteranele. Prahova este județul unității speciale a statului paralel, care astăzi, care vanșă, este dominat de către Sebastian Ghiță, cel care a fost victima unității speciale făcute de Coldea și și exact la Prahova și exact pentru Sebastian Ghiță, un alt rezident aproape recunoscut al sre ului Ce va fi aici, în acest județ de aproape un milion de locuitori, dacă un rezident autodeclarat, ăsta Iulian Dumitrescu, el așa le spune la toți primarii, să uită la ei, ce știți, eu sunt omul sre ului n-au ce să-mi facă, semnați hârtia asta că mă susțineți. Contra unui Sebastian Ghiță, care uh, vrea să domine județul, să pună viitorul președinte Consiliu, da? Există bătaia asta și sunt atrași în bătaie Ciucă și, mă rog, de partea lui Iulian Dumitrescu și Ciolacu de partea lui Sebastian Ghiță, că doar nu degeaba i-a dat la cheie tot județul din punct de vedere al PSD-ului. Nu știu ce planuri are Sebastian Ghiță, cu siguranță nu îi le cunosc, dar eu văd că domnul Iulian Dumitrescu, bă, e un om bazat. Când tu cu dna la fund, asta cum spun, ai curajul, ai tupeul, ai nesimțirea să spui că vei mai candida. Cred că cunosc un singur personaj cu atat tupeul, dar a ajuns aseară la Rahova, Cătălin Cherecheș, a candidat din Pârnaie și a și câștigat. De aia zic că nu m-ar mira să iasă Iulian Dumitrescu, că acolo va fi vot politic, primarii se vor strădui dacă vor primi comandă. Îți dai seama că și primaria din Prahova sunt sclavii lui Iulian Dumitrescu, că împreună au mermelit bugetele județene timp de patru ani. Deci să fim serioși cu chestia asta. Și eventual i are la mână și pe ei. Să ne știi sunt convins. Deci, pentru că fiecare primar vrea să ia finanțare pentru un pod, pentru o școală și președintele de CZ știe ce firmă o să câștige și așa mai departe. Înseamnă că statul paralel, lăsându pe Iulian Dumitrescu, aici sunt două variante, Cosmin. Ori securitatea i-a dat verde Iulian Dumitrescu și garanții că totul va fi bine, ori Iulica Dumitrescu se răzvrătește și facem împotriva securității uh, acest demers. Că nu pot să văd alte variante. Uh, înseamnă că în capul lui de boernaș, de baron de județ, bă chiar o fi având omul. În a doua variantă o fi având omul documente, uh, hârtii, uh, poate înregistrări cu cine știe ce lideri politici din București încasând în milioane de euro. La un moment dat în întâlnire spun, n-am zis că este vorba despre Bogdan, în Bogdan încasând milioane de euro. A spus și numele lui Bogdan Bogdan Iulian Dumitrescu la acea întâlnire, că și pe al termin dacă mă enervează. Cum eu fi terminat? Deci în suntem în fața Bogdan? unui caz flagrant de candidatură prin șantaj, nu? Deci acum avem primul caz. Candidatură prin șantaj la adresa liderilor. Cum e bazat? Nu știu ce șantaje poate să performeze, ce hârtii, ce înregistrare. Vă dau omul bazat. Adică, încă o dată, și mai este ceva, vreau să subliniem și acest lucru, tovarășul Ciucă trebuie să aibă instantaneu o poziție extraordinar de fermă. Uite ce o lua cu Oare, a avut-o și în cazul lui de la Botoșani și în cazul lui Buzatu. Da? Bă, demisia, bă, bă, demisia din partid bă, retrageți sprijinul, bă, suspendă-l din funcția de la CJ sau de unde o fi fost. Ciucă, tu ai văzut? Liniște. Organizația PNL Prahova îl susține. ca să ne apropiem ușor de final, dar în această temă, spune te rog, nasul tău, ca zic așa de animal sălbatic, nedomesticit. Că asta ai fost tot timpul și e foarte bine că te-ai păstrat așa. Ce -ți zice legat de potențialul de șantaj al lui Iohannis? Că acum am văzut. ne a pus-o pe, le -a pus -o pe Ramona Chiriac. Le-a impus oamenii de pe liste la PNL. L-a pus pe Cârstoiu. Continuă treburile astea. Cât simți că îl mai ține? Sau până când o să-i meargă chestia asta lui Iohannis? Că e în ultimul an de mandat. În timp. Nu de ce, că am stabilit că sunt americani, că ăsta face de toate, e complicat, că ăștia sunt foarte slabi, nici nu mai contează. Dar am cât crezi că îl mai ține? Că lumea se întreabă, bă, dar cât mul, mai îl ține mul, pe Iohannis mul, puterea asta? Mul. Domnul mul. Cușă, dacă ții minte, noi cred că prin noiembrie discutam și ți-am spus atunci ceva, nu ignorați problema Iohannis vis-a-vis -vis de felul în care își va folosi ultima de mandat. Băsescu, datorită îngânfării și prea mult, multe, multilor, multilor litri de whisky consumat, și-a pierdut capacitatea de a sta de veche, de a, de a sta de veche până la capăt, de a și furat-o cu fraxo, cu Elena Udrea și statul paralel pe care el l-a creat, l-a format să-i servească, i s-a întors împotrivă. Iohannis, dacă are un singur merit, aici sunt ironic, este că este extraordinar de focusat și abil în ceea ce privește agenda personală. 8 ani de, 10 ani de zile și-a joc de România, n-a făcut absolut nimic, este mai nociv ca Băsescu, deși uneau am citit pe lui Dan Diaconu că el îl consideră pe Băsea mai... Bă, depinde, e o perspectivă. Dar domnul Iohannis este un tip care a știut să folosească în tot acești 10 ani mai bine ca Băsescu, SRIU SIE pahonțul și, în general, forța pe care o are prin Constituție. o A folosit-o adeseori abuziv. Asta e altă mâncare de pește. Până nu se vede la NATO, frate, și dacă nu va reuși cu NATO, până nu se vede gardat, cum spui tu, de o funcție uh, cel puțin la fel de interesantă pentru el ca și aia de președinte sau poate, nu știu, un viitor posibil profesional, ăla nu să se lasă. Cosmin, stai tu liniștit. Uită-te cum încetul și încetul cu încetul, ungurii vin și spun că l-ar susține la uh, NATO. Uh, UK-ul a dat -o așa pe că nu prea, că ambasadorul, nu ne interesează ce zic ambasadorii uh, UK în România, ne interesează ce zice Londra și acolo va mai fi de discutat. Uh, Aseară apare zic prin Mureșan cu mesaj de la Licuriciu Bruxelles că deocamdată Iohannis este singurul candidat care și-a anunțat intenția la modul tehnic, real, să candideze. Bă, să vezi tu, să vezi tu că poate ne trezim cu ăsta la șefia NATO. Habar n-am, nu știu ce să zic. Dar cât va putea, tovarăș Iohannis va folosi toate aceste instrumente și știi de când le va folosi și mai amplu. Din seara zilei de 9 iunie, când se vor ști rezultatele. Dacă rezultatele vor fi soluție, atunci va trece la, uh, cum se numește, plan B. Dacă Și eu cred că vor fi soluție pentru că iară trebuie să mai discutăm, știu că am mai discutat și cu alți colegi în săptămâna asta despre da, euroactiv, site-ul uh, despre sondaj euroactiv și Euronews. Uh, cumva asta s-a mai întâmplat, uh, că nu mai țin minte nici în 2019, nici în 2014, Cosmine, ca două instituții de presă sau media europene, cu anvergură totuși, uh, să facă sondaje despre România chiar în buza campaniei electorale, eu nu mai țin minte. Dar Euroactiv... Uh, s-a făcut, dar nu au fost... Uh, ce s-a întâmplat? N-au fost uh, cazuri spectaculoase. De ce? Pentru că institutele noastre de sondare, pe măsură ce se apropia campania, nu țineau totul preș ca acum. Acum au ascuns marea majoritate, afară de sociopolul lui Palada, Correct. toate au ascuns scorul al Laurului. Domne, noi cursul zicem, noi în scopul zicem, noi zicem. nu mă prosticeau. Singurul sociopolul care părea nebun să racu Palada, deci -a și... am văzut că s-a și retras din prim plan în ultima vreme, ca să nu pară nebun, el venea și spunea, domne, Asta e, aurul e acolo Și din acest motiv este șocant ce au publicat cei de la Euroactiv Au publicat de fapt adevărul, că aurul e acolo, e către primul loc Aurul este practic potrivit Euroactiv pe uh, cel mai, locul 1 la eurodeputați posibil Potențial asta trebuie să le zicem la telespectatori și ascultătorii Gold FM Dar și ăștia de la Euronews, care folosesc o casă de sondare franceză reputată Arată cam aceleași cifre Aia înseamnă că Aia înseamnă că nu numai că George Simion are un 22-25% posibil, înseamnă altceva, frate. Înseamnă că PSD și PNL nu își ating potențialul politic. În mod normal, cifra din uh, jurul PSD-PNL ar fi trebuit să fie 48-49%, nu? Ca asta ni s-a tot turuit de către Pileanu uh, și nu mai știu cine aia, tot felul de sondori. Că PNL este la 18-20%, că PSD este la 30-31%. Bă, la 42%, la 42 în seara de 9 iunie, Ciolacul și Ciucă trebuie să plece acasă ca președinți de partid. Asta e părerea mea. Și a noastră, a lor nu? Dacă rezultatele vor fi de cacao, tovarășii Ohanis va căuta soluții, va căuta... Uh, va căuta ce a căutat și Obama cu Biden, va căuta un al treilea mandat printr-un interpus. Este ceea ce cred în acest moment, că va fi, nu știu, eu căve și că va fi, nu știu, o să găsească el, va căuta să rămână la Cotroceni într-o formă sau alta. Asta cu Ramona Chiria chiar și mă umflă râsul, că și ea este posibilă prezidențiabilă. Toată lumea uită că România, România are, e balcanică, are acest are tot timpul câte un piedonă. Înțelegi? Fără să vreau să supervalorizez pe piedonă, care e defectele lui. Bă, dar nu poți să spui astăzi că o să câștige cârstoiul cu inima curată când tu știi că există un, un, un piedonă acolo și un Nicușor Dan cel puțin. Și? Auzeam acum, iarăși o dumă și cu asta închidem, dacă, dacă nu mai avem minută putem da. Pungesti. Mi-a spus ce o să vezi tu după ce se întâmplă summit-ul NATO, da? uh, unde Joana are rol de capelmeister, ce traseu fulminant o să cunoască tovarășul și Mircică, Joana, și cum o să devină din nou palatabil, uh, palatabil și pentru român, dar și palatabil să meargă la palat. Și am zis, bă, avea, aștept, pentru că eu nu cred. Eu nu cred. Nici eu, de -aia, nici, nici eu nu cred. De aia presiunea maximă în aceste zile, poate mai mult ca oricând, este pe tovarășul George Simion, care trebuie să confirme, mai mult decât trebuie să confirme, trebuie să urce, trebuie să nu obosească și trebuie să-și vadă de drum. Pentru că, bă, chiar și site-urile licuricilor să te dea atât de sus, este o mare onoare, pentru o confirmare meritată. Nu îi facem propagandă la Simion, dar mi se pare interesant. Deci, pentru el e cea mai mare presiune. Nu se prea vede, dar este o mare presiune. Așa e să mai marcăm, apropo de Joana, că zilele trecute, din câte am auzit, a avut niște vizitatori din România mascați cu niște halate verzi ca ale personalului de la clinica de unde e el și au stat mult timp împreună. Ăia s-au dus cu niște cole albe și au plecat cu niște coli scrise. Adică e mai ușor în Turcia să îi faci un debriefing cu natul lui Joana decât în România. Cine știe cine o fi fost ăia? Domnul iar vorbi, iară vorbiți codificat, da, iară, veniți, iară iară nu ne spuneți nimic, ca și iară nu. vedem că o să se întâmple ceva da. Nu e corect, domnul Gușo, iară povestiți, da. iară ne, 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 nu ne lăsați să dormim noaptea Liviu, fă în final o recomandare de lectură rapidă din ultima săptămână din ce ai cumpărat Că săptămâna asta nu te-ai dus la librărie, te duci mâine, că vine e ziua ta de librărie Spune-ne da, ce ai cumpărat, că... o carte, dă-ne -o, dă -o, dă o recomandare de lectură Hai cu lăutarii. Eu citesc acum despre Calatrava, un arhitect spaniol extraordinar de deștept și de special. A făcut o grămadă de minunății. Eu sunt îndrăgostit de Tașan, de editura Tașan care este specializată în albume și în chestii un pic mai, nu neapărat sofisticate, dar dacă vreți să vă, uite, mă duc în bibliotecă. Bă, dar să nu mă considerați rareș Bogdan că eu chiar le citesc, băi, românilor dragi, și No, nu, nu. uite o să vă arăt ce am terminat de citit. Am terminat de citit um, o scurtă istorie a Israelului, care nu este atât de scurtă pe cât credeți și este greu de dus. Și mai am, spre rușinea mea, uh, anul 1000, mi-am vreo scuze, 20 da, și ceva be. de pagini, o carte senzațională a unei tipe care scrie despre primele etape ale globalizării, care a început, potrivit ei, în anul 1000. Uh, și este foarte mișto de analizat perspectiva ei, pentru că în anul 1000, prin aceste încercări curajoase, ba ale bale chinezilor, bale arabilor de a trece mări, de a trece oceane, s-a început globalizarea așa cum noi nu o înțelegeam la acea vreme și nu o vedeam, nici astăzi nu o vedeam posibilă că ar fi existat atunci. Sunt acolo, nu am mărturisiri foarte mișto, câteva date clare de istorie orală și istorie scrisă, foarte foarte tari și ți se umflă capul. Să știți că Săptămâna eu... Viitoarele... Săptămâna... Am văzut. Săptămâna viitoare le promit eu în contul tău, celor care ne urmăresc, că o să ne faci un mic rezumat despre o chestie senzațională, eu o să o cumpăr mâine cartea, despre istoria vechilor lăutari din România Uh, aia este ceva a, ce senzație. Unde e da, păi ai citit-o Ai, ai citit-o, da, mi-ai spus Ai, ai citit-o weekendul citit. weekend trecut Aici o am. Uh, vocile din gramofon da, da, o să facem șase minute Da, uh, da Bogdan Simion, Bogdan Simion Un super, super artist la România A scris o carte minunată și chiar O grămadă de lucruri ne aduce acolo De povesti. Mulțumesc! Uh, Noi mulțumim, și... Liviu Alexa Prieten a fost timp pe Liviu Alexa De la Cluj Mă bucur că ne-a arătat și câteva cărți apărute în ultima vreme. Aia cu lăutarii neapărat trebuie să ne -o povestească săptămâna viitoare. Să fiu și eu în temă, că voi citi și eu în acest weekend istoria lăutarilor. Și uite cum vine Tudor Gheorghe. Uite așa din întâmplare. Pentru că astăzi ar fi ziua Olteniei. Uliu, măiculiță, maică! Și vine și uh, domnul Ion Spânu la raport. Ca să discutăm despre ce vrură Craiovenii să-i facă lui George Simion și celor de la aur, ieri când au sărit pe el. Tudor, Gheorghe, când te coltenesc și revenim.